Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Another Brick in the Mall. Mulți mi-ați sugerat să mai joc sau să mai fac un episod din această serie și am mai făcut unul, dar nu mi-a plăcut deloc cum a ieșit. Mi-am pierdut timpul vreo 20 ceva de minute și am zis, bă, n-are rost să pun episodul ăsta pentru că știu că nu o să vă placă. Așa că am început altă salvare de la zero. Nu mai aveam bani, era problema. Am început altă salvare de la zero. Avem un nou magazin aici, total diferit. Avem două, am încercat să fac unul mai mic, unul mai mare. Merge oarecum ok, treaba, facem ceva profit, câte 700-900 pe zi, ceva de genul acesta. Voi încerca să nu rămân fără bani, asta e problema, dar nu știu cum să fac să nu rămân fără bani. Adică fac profit, dar mic, abia de 1000 de dolari pe zi, știi? Și prea puțin, ar trebui să fac undeva la 10.000 pe zi, nu 1000. În fine. Ca să scăpăm de coșurile astea de gunoi, mă rog, nu e coș de gunoi, de pungile de gunoi, trebuie să ne ducem la roadwork și să scoatem noi, fiți atenți, uite aici, bum, și punem, cum se numește, aici, garbage pickup, ca să vină băieții cu mașina de gunoi să ridice gunoiul. Deci ei vor lăsa tot gunoiul din magazin în partea aceasta. Bun, pentru că nu știam cum să curăț treaba asta. Ok. Cam asta este magazinul, merge destul de ok, clienții sunt destul de fericiți, se mai întâmplă să se enerveze câte puțin, dar în rest este bine, trebulica. Ce vreau eu să fac acum? Magazinele astea două merg ele cum? Merg bine, da, dacă ne uităm noi aici vedem că ăsta are profit 60%, da, și acesta este mai mic, 47%, dar nu face destul de mult, e un magazin micuț. Între astea două mă gândeam să fac o toaletă. Dar înainte să facem toaleta, vreau să creăm noi o șaormerie. Ok, nu șaormerie, dar ceva cu fast food și mă gândeam unde să-l pun. Unde am putea noi crea o clădire cu fast food? Aș putea face aici una, dar nu prea, adică aș face o aici. Uite în partea aceasta. Ce ziceți? Dacă o facem noi. Acum trebuie să ne orientăm să nu consumăm prea mulți bani, că dacă sparg toți banii, sunt rip. Deci, cam atât de mare. Deci vin oamenii, pac, 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 puțină mâncare, cred că ajunge așa. Da, este destul de mare. Am activat o opțiune să construiască ăștia foarte repede, deci nu mai avem nevoie să angajăm 500 de constructori. Imediat construiesc băieții, vedeți și voi aici. Am făcut oarecum profit 500, încă nu s-a terminat ziua. Se va termina curând. A mers foarte bine. De fapt, mi se pare că ne scade din profit că am consumat bani aici sau nu știu cum funcționează. Oricum, hai să ne ocupăm puțin de treaba asta. Deci dăm la Objects și dăm la un Double Door. Se intră aici în magazin și acum trebuie să mă uit eu cum se face cu... fiți atenți. Vrem un fast food restaurant. Îl facem așa. Și ce ne zice? Are nevoie de... câte are nevoie? Access, cashiers, stock... Ok, are dreptate aici. Da. Mă gândesc eu că am putea să mai extindem puțin. Ca aici să intre storage. Știi? Ceva de genul acesta. Vom pune pereții. Hai să punem noi repede pereții. Facem așa. Objects. Punem staff door. De ce nu se fac pereții? Ok. Hai să mai încercăm o dată. Walls. Pereții, vă rog. Perfect. Staff door-ul va veni, nu știu, nu poate să fie la mijloc. va fi ciudat. E ok. Assign. Asta va fi storage-ul. Nu știu cât de mare e. Cred că ajunge. Fast food restaurant. Ok. După aia. Trebuie să ne ocupăm de mai multe chestii. Adică. Un de-asta de fast food. Va avea nevoie să aibă el așa. Deci aici sunt aia care fac mâncarea. Gătesc mâncarea. După aia. Punem două de-astea. Ok. Și mi se pare că așa funcționează. Cred. Aha, și acum trebuie doar să mai angajăm oamenii. Deci ne ducem în fast food restaurant, staff, și zicem așa. Unul care să stea aici, un bucătar, arată ciudat,
un bucătar și un stock clerk. Cred că ne ajunge. Și zice requires storage, dar avem storage, îi dăm aici. Perfect. Deci, restaurantul nostru este oficial deschis. Ce aș mai vrea să-i completez este podeaua. Acum eu sper să vin... Ah, stai puțin. Păi avem nevoie de... Corect, avem nevoie de... Mai întâi hai să ne gândim la o podea. Ce naiba podea să facem noi? Ce podea vezi într-un restaurant? Nu știu dacă e cea mai bună podea, dar hai să o lăsăm așa. Băi, ești nebun? Cât ne-a costat asta? 50? Mamă, 3000 ne-a costat destul de mult. Da, ne trebuie, știți ce? Uite, dar oare de ce nu spune? Pentru că oamenii n-au cum să mănânce în picioare. Știi? Oamenii trebuie să stea jos în momentul în care mănâncă. Deci va fi nevoie aici comanzi mâncarea și uite, de aici, nu știu dacă vor putea accesa toate scaunele, vom vedea? Dar am făcut o prostie. Voiam să pun locuri de parcare fix în fața clădirii. Mă rog, e ok, le-au aici. Hai să vedem cum va merge treaba. Mai întâi trebuie să vină stock clerk-ul ca să se ocupe să pună mâncarea în tonomate și toate cele. Sper să facem profit, sper, nu știu. Habar n-am dacă se va întâmpla. Ok, deci aici e vânzătorul. Ăsta pune mâncarea. Avem bucătarul care gătește. Și oamenii vin să cumpere. S-a enervat femeia. Ha. Băi, cumpără, dar nu stau la... Uite, am ratat o bucată aici sau ce s-a întâmplat. Nu stau la masă, ok. Oare pot să folosească masa asta din mijloc sau le trebuie un spațiu între? Asta e întrebarea mea. Știi? Asta e întrebarea întrebătoare. Nu. Ce ne-am făcut? Nu era. Era asta. Vedeți că ei stau doar aici sus. Habar n-am ce se întâmplă. Dar cred că merge destul de binișor. Adică nu văd nicio problemă aici. Customers are leaving the center because there are no restroom. Oh. N-au toalete, cică. Corect. Are dreptate omul aici. Adică, bă, ce-i nevoie de toaletă? Așa că hai să ne construim o toaletă. De ce nu? Vom face... Bă, dar nu știu dacă încape aici. Nu știu dacă va încăpea, știi? Hai să vedem. Eu sper să încapă. Pereții. Aici așa. Și aici așa. Hai mă. Nu înțeleg ce naiba fac ăștia. Să vedem. Bun. Perfect. După aia. Pereți aici. Și punem o ușă. Punem ușița frumos. Dar de ce trebuie să fie de geam? Ok, presupun. Manage. Assign. Aș vrea un restroom. Hai să vedem ce trebuie să conțină. Toilet. Și... Ok, alea două. Ok, hai să vedem. Unde sunt? Aici. Toilet. Ne băgăm. Toilet sink. Deci, în jocul ăsta e crâncen rău de tot. Frate, nu poți să întorci obiect. Deci nu-mi dau seama cum vine asta. Punem două așa. Cum pun eu chiuveta aici? Nici nu merge decât să o pui sus. Cred că e glumința asta. Ok, e cea mai ciudată toaletă, dar hei, ce putem să facem? Pot să le pun doar pe partea de sus, ceea ce mi se pare super aiurea. Băi, ești nebun, am făcut profit bine. Mi se pare super aiurea că poți să le pui doar pe partea de sus. Adică de ce nu poți să le pui într-o parte? Știu că e în early access și se va face un update în care se vor putea întoarce itemele. Am văzut asta oricum pe Reddit. Dar e cam enervant, știi? Bun. Deci. Magazinele merg bine. Avem și toaletă. Am putea să punem pe jos niște de-asta de toaletă. Adică, nu știu, cred că tot așa se pune la toaletă. Foarte frumos. Ok. Nu știu eu dacă pot să stea oamenii ăștia la... La. La mese, știi? Habar. Nu-mi dau seama. Mă rog, am pus prea multe mese. Voiam să le scot peste... Nu știu dacă intră printre ele. Știți la ce mă refer? Ok. Bun. Noapte, deci nu prea știu ce am mai putea să facem. Momentan avem nevoie de niște bănuți. Mai completăm noi misiuni pe aici și mai facem câte 10.000. Zice să vinem 40 de produse diferite, ok. Și noi am deblocat mai multe chestii aici. Am deblocat
Chemical supply. Putem să ne facem un magazin cu haine. Asta aș vrea, da. Adică noi momentan vindem tot felul de mâncăruri, dar nu vindem haine. Vom vinde și niște hăinuțe, cu siguranță. Într-un restaurant ăsta fast food ar trebui să avem un ATM, dar nu putem să le întoarcem. Water dispenser. Dar e așa enervant că nu poți să-l întorci. Adică doar, îl pui doar la mișto. Ok, și un coș de gunoi, voiam să zic că avem nevoie și o plantă, de ce nu? Plantele sunt frumoase. Da. Ok. Ia să vedem, rămâne cineva aici? Vreau să văd dacă se pune cineva aici sau aici. Nici nu avem foarte multe vânzări în partea asta, adică nu avem nevoie de încă un cashier de ăsta. Mă înțelegeți voi? Sau de mai mulți bucătari, nu prea, pentru că nu avem așa multe vânzări. Deci face față, face față. Parcare destul de mare, 72 de locuri, nu avem de ce să ne plângem, totul este bine. Și vreau să mai lucrez eu la unde ăsta. Aproape facem 10.000 de dolari, ca să putem, dar uite aici nu-mi place, aici nu-mi place, de ce se închide așa de vreme? Păi hai să schimbăm treaba asta, fast food restaurant, ok. Vreau să fie deschis până la 22. Dacă îl deschidem până la 22, trebuie să mai angajăm. Deci ăsta până la cât lucrează? Până la 18, cred. Da, sau 17? Da, până la 17. Mai angajăm pe cineva. Pare să stă o față. Până la 17. Ok. Și e blocat în trafic, nu că nu avem nevoie să vină acum. Și mai avem nevoie de încă un bucătar care să vină tot așa de la 17. Ok. E în regulă, e în regulă. Va rămâne deschis magazinul până la 10. Mă gândesc că fast food-urile sunt... Un fast food trebuie să fie deschis așa mai până târziu, că lumea vine și mănâncă. Serios? De ce nu funcționează? Mișcă asta prea greu. Ok, dar atâta timp cât oamenii nu se enervează și nu pleacă, e în regulă. Restroom, ce mă? Customers are leaving the center because there are no restrooms or The fuck? Vreau și eu să văd, ia unde? Se referă la fast food că n-are baie? La asta se referă? Sau? Să fac o baie la... Nu-mi dau seama, pentru că avem baie aici, adică vă puteți duce, nu e? Sign, este restroom. Uite, s-a dus la toaletă omul. Poate avem nevoie de mai multe toalete. Vom vedea, voi urmări asta următoarea zi, adică mâine. Până atunci, facem profit bine, deci nu e rău deloc, am mai făcut 10.000, nu, o să facem mâine 10.000, încă 10.000 de dolari. Hai să ne ocupăm de un magazin ăsta de hăinuțe. Foundation, am putea să-l legăm în partea asta, adică am putea să mutăm chestia asta în altă parte. Maintenance. Habar n-am unde aș putea să-l pun. Îl putem pune aici. Uite așa. Și îi zicem maintenance center. Bum. Și are nevoie de o ușă. Staff door only, pentru că doar staff-ul intră aici. Build, hai să-i dăm remove, boom, ștergem tot, perfect, e bine, da? Momentan nu mai avem niciun builder pe aici care să ne ajute, dar trebuie să angajez unul și pe timp de noapte, nu m-am prea ocupat, dar vine el imediat și după aia vom face, băi, dar nu știu cât de mare să fie magazinul ăsta cu haine, știi, adică, cam scump, 30, uite cam așa, eu zic că e bine. Voi ce ziceți? Dar nu avem niciun builder, cred că vine de la 7 sau ceva. Astea se dau automat research, nu trebuie să le dau eu, adică le ia la rând dacă n-aleg eu ceva. La research, la 7 vine, nu avem pe nimeni pe timp de noapte, asta e groaznic. Nimeni nu poate să construiască pe timp de noapte? Sau n-am, păi stai așa, ba nu, am pus. Ok, și de ce nu vine lumea? What? De ce nu vine nimeni aici? Ce se întâmplă?
Cred că am stricat ceva. Maintenance center. Poate trebuie să fie mai mare sau care-i faza? Păi, dar nu mai avem muncitori. Remove foundation. Băi, asta e chiar culmea. E chiar culmea pentru că nu mai avem munci. Ah, nu i-am angajat! Oh. Are sens acum. Mă, și miram eu, bă, ce credeam că se trans... Rămân, știți? Ok, unul de la 9. Unul de la 9. Unul de la ora 17. Și unul de la... Abar, de la 23. Și vin abia mâine ăștia, adică eu timp de o zi, nu fac nimic. Cred că e glumă. Trebuie să așteptăm timp de o zi. Hai să vedem. Toaleta o folosește cineva? Apare, nu? Cred că se mai duce lumea. Da, uite, se duc. Trebuie să mai punem niște toalete, cred. Am parcat pe aici, pe jos, nu știu, nici nu știu dacă pot să intre în ele. Oamenii se duc la restaurant. Hai să vedem dacă face profit de restaurantul. Unde e? Fast food zone. Ah, nu face așa mult profit. Abia dacă face 21 de dolari profit, ceea ce e destul de nașpa. Poate ar trebui să mai adaug mâncare mai multă și chestii. Vom vedea, vom vedea. Ok. Trebuie să așteptăm o zi ca să vină ăștia aici. Uite, a venit cineva. Ok. Păi atunci tu scoate toată asta de aici. Bun, am primit 10.000 de dolari. Ceea ce e super. Ok. Aș vrea remove roadwork. Remove objects. Asta cum ne-a o scot? Floor tiles? Nu mai știu cum i-am dat. Draw fill. Remove roadwork. Așa i-am dat. Cum i-am dat eu în episodul? Asta era. Ok. Bun. Și acum vom construi o fundație. Este perfect. Uite cam așa. De 20.000 de dolari. Un micuț magazin cu haine. Micuț, micuț, micuț. Hai că l-avem pe unul care vine și construiește. E bună opțiunea asta să se miște repede ăștia de construiesc. Adică cu unul singur, uitați-vă cât de repede construim. Super, super tare. Băi, vom avea un double door aici. Sper să nu încurce lumea. Și aș vrea să facem tot așa un store. Dar trebuie să facem și storage. Fuck. Mereu uit. Mereu uit. Bun. Store și un storage, cred că îl extindem în partea de sus, sau? Cum îl facem? Cum ziceți voi să-l facem? Să-l facem așa. N-avem altă opțiune. Ok, și partea asta o facem în felul acesta, asta în felul acesta, haideți băieți, mișcați-vă. Nu cred că au pe unde să intre, sau? Ce se întâmplă? Da, n-au pe unde să intre. Ok. Nu, nu, nu remove. Pune, doar pune pereții. Așa. După aia avem un staff door. Assign storage. Perfect. Vom avea nevoie de... Hai să punem pauză puțin ca să meargă de mâine. Checkout counter. Asta va fi groaznic pentru că nu pot să întorc. Da, e un magazin mic. Cloth rack, deci, ia să vedem, nu cred că e prea bună ideea cu magazinul ăsta, vom vedea, sper să poată să cumpere, e un magazin mititel, ok, să dăm așa normal, care naiba e store, 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 zero, ok, unul de ăsta, perfect. Și trebuie să îi dăm assign storage. Așa. Și imediat punem și produsele. Deci avem tricouri, pantaloni, jachete. Cred că avem de toate. Să punem din toate. Mai mulți pantaloni. Ok. Cred că au ăștia. Da. Hai că se descurcă băieții. E bine, e bine. Floor tiles cu lemn. Cred că va trebui să mai băgăm și niște locuri de parcare. Mă gândesc, eu nu știu. Hai
Să vedem dacă vine lumea. Avem frumos haine. Vreau iarăși floor tiles să fie așa elegant aici. Nice. E chiar mișto. Aici ce se întâmplă? Dar nu poate să, nu pot fi accesate astea. Asta e partea proastă. Remove objects. Bun. Sunt curios dacă va veni cineva să cumpere haine. Mă, vin oamenii. S-a îndrăgostit asta de ceva. Ce? Nu. Dacă îl punem așa, blochează intrarea. Presupun. Dacă îl punem așa, oare blochează intrarea? Cred că da, nu? Pants, mai mulți pantaloni. Shirts. Ok. There are no available parking spots. Exact ce ziceam și eu. Avem nevoie de mai multe locuri de parcare. Acum ar trebui să fie în regulă. Gata. Bă, dar s-au dus ăștia tocmai pe deasupra. Bun, avem 80, 90. E perfect. Ok, nu puteau să intre pentru că nu erau destul de multe locuri. Wow, cât profit, ești nebun. Asta e super. Mă bucur în sfârșit că facem profit. Dar iarăși nu îmi place storage 0. Store 0, de ce e deschis până la 17? Vreau să fie deschis până la 20. Și vom angaja tot așa altă persoană. Cred. Care să vină de la 17, cred, nu? Ok. Ok, destul de bine. Chiar am făcut bani, deci chiar am făcut mulți bani. Ești nebun? 5.000 e super. Super șmecher. Store 0. Asta a făcut profit, sau ce n-aibă a făcut profit? Da, asta ne-a făcut profit cu... ești nebun? Aparent trebuie să mai extindem, că asta ne-a adus foarte mulți bani. Fundația 32.000, dacă facem așa, nu rezolvăm nimic. 18.000. Din nou, avem pe cineva, e perfect. Să ne construiască așa frumușel. Și vom mai extinde, mult mai mult. Floor tiles, partea asta, uite așa. După aia assign. Boom. Da, ne spune că trebuie să angajăm iar alți oameni. Ok. Stai un pic pe aici, ce s-a întâmplat? De ce nu? What? Store 1, store 3. De ce? Stai un pic. Nu, hai să scoatem toată asta, da. Și să facem iarăși magazinul. Și dacă dăm manager, de ce nu mi-apare... Deci mi-apare doar zona și nu mi-apare staff și products. Am făcut storage apă. Eu sunt prostovan. Stați-mă un pic, băieți. Eu sunt prostovan aici. Voi am store, nu storage. Se mai întâmplă și la mine ce să fac. Store 0. Fii atent. Deci vreau așa. Vreau două fete să lucreze aici. Asta e urâtă rău de tot. Tu lucrezi de la 9 până la 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Până la 17 lucrează, da? Iar tu vii aici de la 17. S-ar putea să fie nevoie să vină de la 18. S-ar putea. Ok. Build. Hai să scoatem remove objects. Hai să scoatem chestia asta de aici. Și să o mutăm. Fiți atenți. Objects. O mutăm în partea asta așa. Bun. Perfect. Super. Hai. Și vom mări și storage-ul. Ne rămâne fără... Rămânem fără bani. Aia e problema. T-shirt. Ok. Să mai punem haine. Mult mai mult. Nu știu dacă ne ajunge storage-ul, știi? Aia mă gândeam să-l mai mărim, dar... În fine, hai să vedem. Ar trebui să ne aducă mulți bani asta. Acum că e mult mai mare. Și avem și mai multe locuri de parcare.
Hai să vedem, ora 8. Vine cineva sau nu? Deci magazinul la cât se deschide? La 9 și o să se închide la 20. Perfect. Bun. Trebuie să vină. Ei, nu știu dacă mă. Avem, nu? Clerc de la store. Nu, nu avem. Așa, hai că vine. E bine, e bine. Trebuie să vină clercul ăla să pună hainele pe rafturi. Ia uite-l. Ce facem, mă, bosulică? Requires storage. Oh, corect. N-am. Asta. Perfect. Acum merge magazinul. Bun. Da, nici nu venea lumea să cumpere chestii. Și văd o mică bubă aici. Trebuie pus lemn în partea asta. Perfect. Băi, merge magazinul. Lumea cumpără. Lumea e fericită. Aici am rămas fără materiale. Nu. Bun, bun, bun. Ia uite ce cumpără. 70 de locuri de parcare din 90. E bine, e bine. Deci nu se umple parcarea. Asta mă bucură. Hai să vedem. Cumpără băieții sau fetițele. Vedem că sunt mai multe fete aici. Haine. S-a îndrăgostit ăsta de ceva. Deci asta e mina noastră de aur. Aha, înțeleg acum jmecheria. Chiar facem bani, ești nebun. Holy shit. Bun, băi, mă bucur. Chiar mă bucur. Nu înțeleg. O fi baia. Băi, mă supărați. Ce naiba? N-aveți WC-uri? Ce n-aveți? Na, WC-ul. Du-te acum la WC-ul. Sunt destule. 5.000 bănuții. Ok, avem toalete noi. Cred că o să pun o toaletă și aici, dacă tot mai îmi dă problema aia, că sunt pline toaletele. Frumos. Și cred că îl fac eu. Dinner table. Tare. De fapt, adevărul e că ăștia nici nu prea stau la masă. Deci nici nu știu de ce naiba am așa multe. Ia stai mă să scoatem noi toate astea. Și pune-le așa. Pune una aici, una aici. Așa. Pe ăștia nici nu stau. Costă maintenance 500 pe zi. Și adică plăteam degeaba 500 pe zi. Când aia nici nu s-a așezat, adică e destul de aiurea. Am mai făcut niște bănuți. Băi, destul de șmecher, deci acum înțeleg cam care e faza. Și știți ce ne va mai aduce bani? Uite asta. Luxury supplier. Vom deschide un magazin cu bijuterii. Sunt sigur că și din magazinul ăsta vom face mulți bani. După, în episodul viitor, vom face magazinul cu bijuterii. Din magazinul cu bijuterii și ăsta cu haine vom face destul de mulți bani și aș vrea să-mi deschid un micuț magazin pe aici pe undeva care să fie deschis 24/7. De ce? Pentru că la researches, uite aici, night hours, allow opening business between 00 and 6. Și vreau să deschid un mic magazin ăsta cu mâncare, alimente, știi, ceva micuț așa 24/7 să văd dacă vine lumea noaptea. Dacă vine, extindem. Dacă nu, îl închidem sau îl lăsăm așa. Deci, sper că v-am plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată, mă bucur în sfârșit că reușesc să fac bani, adică 5.000 pe zi deja e bine. Ne vedem data viitoare, pa, pa!